Bună ziua, stimați telespectatori! Morții se opune infinitatea nașterilor în cadrul speciei. Dar oare această naștere este consolatoare pentru mine, care am o existență mărginită și unică, irepetabilă? Pe de altă parte, se pot întâlni cele două, infinitatea persoanei sau veșnicia persoanei cu infinitatea aceasta aparentă a nașterilor din cadrul speciei? Considerăm că lucrul acesta se întâmplă în cazul zămislirii Mântuitorului, sărbătorite la Buna Vestire. Acum o zămislire se realizează ultraconștient prin acceptul voinței interioare al acelui fiat, așa să fie, pe care îl rostește Maica Domnului, Îngerului Binevestitor. De altfel, fiecare naștere este însoțită de o bucurie, sau ar trebui să fie așa. De ce? Este bucuria speranței pe care o avem că se vor împlini în cel nou născut așteptările noastre și vor fi depășite eșecurile proprii. În Hristos se depășesc cele mai adânci și se împlinesc cele mai înalte speranțe legate de om, dar în continuitatea tuturor nașterilor prin care un om nou vine pe lume. Cum poate să asigure această naștere a unui om viața de fără de sfârșit a tuturor? La Apostolul Pavel se spune că după cum într-un om au murit toți, adică în Adam, așa în Hristos ne bucurăm de veșnicie, de eternitate, toți, întreaga umanitate. Se poate lucrul acesta? Unii sunt foarte sceptici. De ce? Pentru că perspectiva minții lor este legată neapărat de un individualism. Un individualism care separă pe oameni în indivizie ai speciei. Ce fel de moarte să fie aceasta în cazul Mântuitorului Hristos, o moarte care unifică și dăruiește paradoxal viață veșnică? Este o moarte care nu are ca echivalent păcatul, o moarte care nu găsește nimic reproșabil în cel care o trăiește. Este o moarte care nu supune, nu este trăită pasiv, așa cum nici zămislirea Mântuitorului în cazul Maicii Domnului nu este un fapt pasiv. De fapt, prin moartea lui Hristos, prin asumarea acestei morți în toată puterea libertății, moartea însăși devine subiectivă, este interioară, așa cum întreaga lume este interioară omului. Omul nu este proiectat în lume și omul nu se supune morții atunci când de bună voie, în totală libertate și o asumă. S-ar împlini ceea ce se spune în Epistola către Corinteni, de către Apostolul Pavel, în capitolul 3, versetele 22-23. Fie lumea, fie viața, fie moartea, fie cele de față, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre, iar voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos al lui Dumnezeu. Sunt credibile lucrurile acestea? Da, evident că ele sunt credibile, pentru că a nu crede ține tot de o formă de credință. Un jurnalist de la noi spune, referitor la cele ale religiei, că aceasta nu presupune nicio demonstrație. Este o colecție de ziceri, de propoziții cocoțate deasupra logicii, care trebuie luate ca atare. Am încheiat citatul. Tocmai religia este foarte pragmatică. Dovezile pe care le aduce sunt de ordin empiric. Noi credem la început că dogmele ar fi adevărate, nu dogma ca fiind un
adevăr revelat, după cum spunea filozoful francez Lalande, și prin practică vedem că, într-adevăr, lucrurile așa stau după cum am crezut la început. Este adevărat că unele se verifică în timp, altele se verifică prin moarte. În sfârșit, alte lucruri legate de religie se împlinesc sub ochii noștri. Dar dacă ar fi să luăm, prin reducere la absurd, adevărat ceea ce spune acel jurnalist, înseamnă că, în viziunea lui, nici literatura nu are o consistență. Discuția era în jurul posibilității de a introduce religia ca materie pentru bacalaureat, în programa de bacalaureat. Și jurnalistul respectiv nu este de acord, pentru că religia nu are nimic consistent. Dacă nu are nimic consistent, atunci să eliminăm și literatura, care în mare parte este ficțiune. Pentru a vedea dacă un obiect poate să fie integrat în programa de bacalaureat sau nu, este necesară o analiză cât mai subiectivă. Sigur, noi sau cei care cred ar începe prima dată prin rugăciune și apoi prin demersurile pe orizontală care sunt implicate în implementarea religiei la bacalaureat. Sunt eliminate astfel și trebuie să fie eliminate atitudinile viscerale, atitudinile humorale ale unor publiciști și ziariști minori cu o incompetență în domeniu. Dacă mari intelectuali și mari oameni și marile și personalitățile culturale, abstrăgând pe cele din domeniul religiei, afirmă că teologia este știința științelor, cum ar spune Martin Heidegger, de exemplu, atunci ar trebui să se strecoare îndoiala în certitudinea aparentă a excursului mental precar al celor care se grăbesc să dea verdicte. Căutând pe forum, există păreri pro și contra. Unele sunt foarte vehemente. Oamenii, chipurile iau atitudine și este dreptul lor ca să ia atitudine, însă contraargumentele lor sunt sărace. De exemplu, unii spun că acest lucru ar fi o întoarcere la evul mediu. Alții consideră că ar mai trebui introduse sportul și educația sexuală și avem întregul ghiveci, să zicem. Dar interesant că în mintea acestora se pune semn de egalitate între religie, educație sexuală și sport. Referitor la întoarcerea la evul mediu, oare în Anglia, unde religia este obligatorie, există evul mediu? Cunoaștem într-adevăr noi ce a fost evul mediu sau ne dăm o părere despre el doar din revistele ilustrate în care se înfățișează vrăjitoare arse pe rug? Au auzit persoanele respective, dacă nu întrebăm dacă au citit pe Etienne Gilson cu filozofia în evul mediu, Jacques Le Goff, Georges Duby, Johann Huizinga, Georges Minois sau Jean Delumeau, ca să spunem numai câteva nume de medieviști. Abia apoi ar putea să-și formeze o părere despre ceea ce a fost evul mediu. Cunosc ei capodoperele acestei perioade, nu doar în literatură și teologie, în pictură și în arhitectură. Trebuie scoasă, în primul rând, pentru a da un argument serios, trebuie scoasă, în primul rând, din suflet această proiecție a unui ev mediu întunecat propriu. Există un întuneric medieval în unele suflete care se proiectează asupra a ceea ce încearcă să înțeleagă sau, dimpotrivă, nu mai încearcă să dezbată prima dată în mintea lor și doar afirmă. Propunem, nu ca din partea domeniului teologic sau religios, o reflectare mai atentă a ceea ce
se numește efectul Dunning-Kruger. Doi psihologi care vorbesc despre această certitudine a unora, o certitudine care ia naștere tocmai prin lipsa de argumentație și de reflectare. Citez: oameni cu niveluri scăzute de calificare trag concluzii greșite, dar nu pot face greșeli din cauza nivelului lor scăzut de calificare. Deci greșelile comise, neconștientizate, îți oferă o încredere deplasată în propria valoare sau corectitudine în gândire. Automat o superioritate găunoasă față de alții. Darwin însuși ar fi spus că ignoranța generează mai des încredere decât cunoașterea. Deci o cunoaștere avansată te face să ai o îndoială mai accentuată în tine și în primul rând cu gândul că ai fi infailibil, că nu poți să te înșeli. Și mai ales lucrul acesta se întâmplă, această încredere nocivă, găunoasă, se întâmplă cu acei oameni care abia pășesc în cunoașterea unui domeniu. Câteva lucrurile sunt de ajuns din cine știe ce reviste sau rebusuri și trag concluzia că sunt deja specialiști în domeniu. Ar fi minunat să se abordeze cunoașterea și chiar această problematică a implementării religiei ca materie de bacalaureat printr-o punere în paranteză a datelor propriei subiectivități, cu animozitățile și frustrările respective, să abordezi liber pe cât posibil problema. Se amintește aici, sau am putea să amintim, de reducția eidetică de care vorbea Edmund Husserl în fenomenologia lui. Pentru a cunoaște cu adevărat ce este un lucru, o realitate sau un fenomen, trebuie să elimini din suflet porinirile subiective. Apropo de buna vestire și de îndoiala pe care o avusese Maica Domnului, iată, Maica Domnului însăși întreabă, nu merge la sigur, ce anume, cum anume va fi zămislirea. Era sigur o marcă aceasta a faptului că nu cunoștea toate, dar cu toate acestea era desăvârșită. Această îndoială, sau mai degrabă acest interes pe care îl avea Maica Domnului, diferă de cel al lui Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, care a fost pedepsit cu muțenia până la a vedea certitudinea cuvântului angelic prin nașterea fiului său. Aducem de față un citat dintr-un teolog presbiterian american, Timothy Keller, referitor, citat, la aceste două tipuri de îndoială. Există un fel de îndoială care este semnul unei minți închise și există un alt fel de îndoială care este semnul unei minți deschise. Există o îndoială care caută răspunsuri și o altă îndoială care funcționează ca un mijloc de apărare împotriva aflării răspunsurilor. Există oameni ca Maria, care sunt deschiși față de adevăr și dornici să cedeze controlul asupra propriei vieți, dacă li se arată că adevărul este diferit de ceea ce au crezut ei până atunci. Și există oameni ca Zaharia, care își folosesc propriile îndoieli ca pe un mijloc de a rămâne în controlul propriilor vieți, păstrându-și astfel mintea închisă față de adevăr. Să nu uităm că îndoiala, bine administrată și dozată, poate fi un semn de gândire și de existență, după cum spunea René Descartes în recursul la metodă. Mă îndoiesc, deci cuget, deci exist. Să căutăm să avem viață întru noi și prin îndoială, prin semnul de întrebare pe care îl punem certitudinilor noastre negative. La revedere!